Un bărbat în vârstă de 54 de ani din Roman s-ar fi aruncat miercuri 16 august în jurul orei 23 de la primul etaj al Spitalului Municipal de Urgență din Roman, rezultând decesul acestuia. Bărbatul era internat în unitatea sanitară cu paturi la momentul întâmplării, acesta aflându-se legat, conform protocoalelor, deoarece s-ar fi aflat în sevraj etanolic. Cadrele sanitare transmit faptul că acesta s-ar fi dezlegat, moment în care a recurs la gestul disperat de a se arunca de la etaj. Este vorba de un pacient de 54 de ani din Roman, cu hepatită cronică toxică, având multiple prezentări în cadrul CPU, momentan internat în cadrul secției Medicină Internă din data de 14 august, fiind în Sevraj etanolic, care a reușit decontenționarea și a sărit pe geam de la etajul 1. A fost anunțată poliția, se fac cercetări, în funcție de rezultatele anchetei se vor lua și măsuri. Ca și măsuri imediate, vom reinstrui personalul cu privire la utilizarea sistemelor de defenestrare. Personalul tehnic va reverifica toate sistemele antidefenestrare și pe viitor se dorește atunci când posturile vor fi deblocate, să se facă angajări de personal medical-sanitar și auxiliar. Reprezentanții spitalului au anunțat poliția. Primele cercetări arată că bărbatul ar fi recurs la un gest suicidal. În baza sesizării, polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un bărbat în vârstă de 54 de ani din municipiul Roman. Ulterior, personalul medical a declarat decesul bărbatului, acesta fiind transportat la serviciul de medicină legală neamț în vederea efectuării necropsiei. Din primele verificări, nu au rezultat suspiciuni de comiterea unei infracțiuni contra vieții cu intenție. În cauză continuă, cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.